E prost, le-ai dat și făcut, ești șters unul ăsta? Da. Ești handicapat! Așa îți trebuie un rău, câte ori provocările le iei așa, întâmplător. Dă-i geam jos! Nu, nu pot da geam jos. Atât-i. Ah, pule! El i-a prins mâna prost. Nu, aia nu stă bine, trebuie să spun asta sus înapoi. Dar tu i-ai prins mâna! Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem aici cu Andrei Zimăcap. A revenit pe zonă, fraților. Toți zonele cu Tiberiu. Și avem un nou partener aici, Ciprian Vlogs, îți zonele. Astăzi, fraților, facem un mic challenge. Vor răspunde cu da, nu sau poate la niște întrebări, fără ca noi să le știm. Și abia la urmă aflăm la ce întrebare am răspuns. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un subscribe și un share. Aveți YouTube, Instagram-ul lui Bănuț aici pe zonă. Descriere, tip la fel, Ciprian la fel, boș, boș, boș. Stai, fratele meu, cum mai sună? Zic că sună atât de mult. Alo, bine. Te sună 5 minute. Am să citesc eu prima dată întrebările. Nu mai știi cum facem, hai că tai din nou. B***a la el. Nu stau acum să ne știu, da, nu sau poate. Dă-le drum la geau. Dă mai tare, dă maxim. Că-i cald în b***a. Cred că, gen, zici prima întrebare, după aceea, noi ce-am dat, nu poate. Bă, dar și rochea, și rochea de la coca. Fraților, Banu s-a apucat de tras coca. Taci, nu bușă că îmi bagă ăstea la bună. Am să încep eu să citesc întrebările. Prima întrebare. Da. Tu? Da. Tibi? Ciprian? Da. A doua întrebare. Poate. Tu, Tibi? Sau poate. Tu, da. Ciprian? Da. Da. Întrebarea 3. Nu. Tu, Tibi? Da. Poate. Întrebarea 4? Da. Da? Da, dracu. Poate. Tu, Ciprian? Nu. Și sincer. Întrebarea 4, întrebarea 5, nu? Zi. Poate. Tu? Da. Tibi? Tibi. Ciprian? Da, mă, dă acolo. Bun, întrebarea 6? Da. Tibi? Da, și eu, da. Bun. Da, nu, mai mare. Întrebarea 7? Nu. Bine, tu? Poate. Tu? Nu zic că da. Da. Ia, ia. Zici de elea că ești la vlog. Atât a fost, frate. Întrebarea 8? Poate. Poate. Tu? Nu. Tu ești prea? Nu. Întrebarea 9? Da. Da. Poate. Și întrebarea 10? Nu. Poate. Bun, astea au fost răspunsurile, o să apară aici pe vlog. Acum citesc întrebările care au fost. Prima întrebare, ești jucător Las Vegas? Asta era întrebarea 1. A doua întrebare, ai furat din magazin fără să-ți dai seama? A treia întrebare, ai condus fără permis? A patra întrebare, ești fan BMW? A cincea întrebare, ai iubită? A șasea întrebare, ai consumat băuturi alcoolice? A șaptea întrebare, ai fi dispus să o bați pe Selena Gomez pentru 100 de euro? 8. Ești supărășios de fel? 9. Îți place să fii lăudat? Numai de bine? Și 10. Te-ai bătut vreodată? Astea au fost întrebările mele. Fraților, urmează Banu. Pe zonă. Pe zonă. Prima întrebare. Eu răspund cu da. Eu cu da. A doua întrebare. Ai vrea să te bulesc? Nu. Poate. Da. 3 întrebare. Poate. A patra întrebare. Ești chiar la no. Poate. A cincea? Bă, dar eu? Vă zic că da. Dar tu ai rămas mai lor, nu. A cincea întrebare, nu? Da. Eu răspund cu da. Eu tot cu da. A șase. Poate. Da. A șapte. Nu. Poate. Da. A opta? Da. Da. A nouă? Nu. Poate. A zecea? Da. Da. Cam astea au fost întrebările. Știi ce, Andrei, întrebările? L-am bătut pe Robert. Am fost la discotecă sâmbătă. Am fost la... Chiar la zi. Zici dacă vezi acest... Da, dar ce sunt pământ și nu m-a tot. Zici dacă vezi acest vlog, mă uitați să dai un like. Like-a. Ai fost la grătar la zi. Da, fratele meu. A fost cu Tibi să se tundă? A fost cu el. Nu ai fost cu mine, fratele. Am fost cu Costel să se tundă? Da, e nebun, Lec. Ăsta a mers, ăsta a mers azi în oraș, a dus singur și a mers cu Costel. Știi toate întrebările, nu mai explic.
Te dau mă face ăsta să râde. Bă, fiți atenți, întrebări lui Banu, că el e mai rușinos așa. Și mă, cariciu de pe mine. Am căzut cu bicicleta. Mare mașina zgâriată. Are mare... Jantele, mărcața și inima ta. Jantele zgâriate. Joata numai tu, știi. Are mare o găini. N-are. Are mare o mașină, antenă. Ce trebuie pușcată. Am încheiat-o și cu Banu. Nu mai fumați. Nu-s bune. Zii, Tibi. Da. Unu? Da. Nu. Doi? Da. Nu. Poate. Cu siguranță, da. Da. Patru? Poate. Nu. Nu. Da. Poate. Șase? Da. Poate. Da. Șapte? Nu. Nu. Da. Așa, opt? Poate. Nu. Nu. Da. Nu. Nu. Poate. Poate și tu? Da. Prima întrebare. Ia, citești. Ai pasat. Dar e 2. Da, bă, ruginește. 2, ești traficant. 3, ești pasionat de mașini, că ai zis cu siguranță, da? 4, ești gay, că ai zis poate. 5, ai condus fără permis. 6, ai o casă de 500.000 de euro. 7, ai tractor. 8, ai furat ceva din magazin. 9, ai căruță. Și 10, ești la facultate. Hai, Ciprian, rândul tău. Prima întrebare. No. Mă iubește Dumnezeu că nu sunt de vină. Zi, Banu. Hai, zi, frate. Eu am răspuns cu nu. Nu? Da. Da. 2. Poate. No. Poate. 3 întrebare. Nu. Da. Da. A 4? No. Poate. Da. A 5? Da. 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 Stai să mă gândesc. Nu, nu, Mario, nu. Eu zic da. Nu. Eu zic da. Nu. Te trezești, nu, eu zic da. Nu. Tibi? Poate. Ingerabe? Așa. Cu ghiței, cu vașcă de la astea. La 7-a întrebare? Da, am răspuns, nu? Mi-am răspuns toată. La 6-a să răspuns. A, la 7-a? Poate. Poate. Tibi? Da. La 8-a întrebare? Nu. Poate. Da. Poate da. La 9-a întrebare? Da. Asta e da. Poate. Ah, ultima întrebare, a 10-a întrebare, poate. Banu? Nu. Nu? Da. Cam astea au fost răspunsurile noastre la întrebările de Ciprian. Citești întrebările. Deci la prima întrebare avem așa. Ai fost dat în judecată? Au 30 zile, rest preventiv. A doua întrebare. Ai pasat ce? Bun. A treia întrebare. Cu ce ai fost bătut de popa? Dar cum te bat popa? Eu știu, un parc, adică de la biserică. A patra întrebare, ai datorii la cămătă? Dă-i os, cămătă. Nu e problema de război! Nu înțelegeți că nu e problema de război! Dă-i voi, dacă spune o aia, sunt dator la tine. A cincea întrebare, cum mai dai ai 30 de lei? Covărie. Ești dator cu 800 de lei la popa? Bă, dar ce-am cu popa? Ai fost operat? Da. Opta întrebare, îți iei BMW seria 7? Nu, no, 5 ori. A noua întrebare, ai dori să îți iei Charan? Charan? Eu am zis că da. Nu. Deci a 10-a întrebare, ai Logan de mic copil? Și eu zic da. Cam astea au fost întrebările, urmează un vlog șmecher la pipi. Da. Aveți acolo în descrierii canalului? Îți ziua. Cam astea au fost, fraților, întrebările. Cam like. Asta a fost jocul, challenge-ul. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un subscribe, un share. Vă așteptăm la grătar la Gigi. Revenim data la viitoare. Volkswagen, Das Auto. Am plecat. Intrați pe canalul meu de TikTok, Andrei Bucătăriu 46. Vedeți acolo cu Das Auto. Revenim data viitoare cu un vlog nou. Pa! Sunt belici.